Avem proiectul de buget, dar nu și avizul CSAT. Mai bine de 4 ore a fost blocată ședința de guvern în care ar fi trebuit să fie adoptat proiectul de buget pe 2017 din acest motiv. În urmă cu puțin timp, premierul Sorin Grindeanu a intrat în sala de ședință și a anunțat că proiectul de buget va fi discutat după ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, care va avea loc marți 31 ianuarie. Cu detalii vine colega mea, Alexandra Marin. Alexandra, bună seara, te ascultăm. Bună seara, Magda, bună seara, doamnelor și domnilor. În mod normal, după cum anunțase premierul Sorin Grindeanu, proiectul de buget de stat ar fi trebuit aprobat astăzi, după ce forma inițială a proiectului a fost refăcută. Noua formă a fost publicată pe site-ul Ministerului Finanțelor, însă ședința de guvern a fost amânată și blocată, motivul lipsa avizului CSAT. Executivul se pare că a așteptat din partea șefului statului o garanție că anumite instituții din domeniul siguranței naționale vor primi aviz pozitiv din partea CSAT. Președintele Klaus Iohannis a trimis ieri o scrisoare deschisă către prim-ministrul Sorin Grindeanu, în care și-a arătat nemulțumirea de modul în care au fost atribuiți banii și a reproșat faptul că promisiunile făcute nu au fost respectate. Noul proiect vine cu tăieri de aproape 10% la SRI și administrația prezidențială de asemenea va primi cu 15% mai puțin bani față de anul 2016. Mai mulți bani, în schimb, au fost alocați către Curtea Constituțională a României, dar și către Ministerul Apărării Naționale. Următorul pas, după ce proiectul de buget de stat va fi aprobat de guvern, este ca acesta să ajungă în Parlament, unde va fi discutat timp de o săptămână și mai apoi urmează să fie votat. Momentan acestea au fost informațiile. La revedere!